O prea sfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător, prea minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinți ne rugăm ție. Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră, vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, sfinte, ierarhie nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi ticăloșii și scârbiții. Că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat într-un ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința? Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o alesule ierarh, de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără de arginți arătându-te, nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina. Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Îngenunchind ne rugăm ție, sfinte ierarhie nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu cel întreime lăudat totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.